într-o bună zi să ne putem și noi bucura împreună cu frații noștri de peste Prut, într-o singură țară românească, așa cum am citit în rugăciunea de acum câteva clipe. Este ziua națională a neamului nostru românesc, este zi binecuvântată de Dumnezeu, este zi când s-a îndeplinit visurile de veacuri ale românilor, să trăiască într-o țară unită. Această zi pentru noi trebuie să fie și o lecție, o lecție în primul rând de unitate, de unitate de neam. Și poate fiecare în parte și cei care sunt aici și cei care sunt la distanțe mari, dar simt românește, fiecare poate să ne întrebăm ce facem noi pentru unitatea neamului românesc. Așa s-a întâmplat în istorie, suntem înstrăinați, suntem în acest spațiu despărțiți de frații noștri, dar înseamnă că fiecare din noi trebuie să conștientizăm că avem și noi de lucrat pentru unitatea neamului nostru. Și